zici că nu, nu se poate, nu știu, sunt niște chestii pe care nu reușesc să le înțeleg, de ce nu... Da, o să încercăm și noi să aflăm aceste paradoxuri, iată, n-am știut de, da, de acest aspect. Ei zic că nu, că nu. E, dacă nu... Deci, normal, poți să aleg cantonament unde vreau eu în țară, ci că nu trebuie să vii în București. De ce? Așa trebuie. Iată, o strategie cam rigidă. Da. Nu o să creezi omului condiții să simtă bine, să muncească. Dacă nici eu nu vreau să muncească, nu știu cine mai muncește. Cine este președintele Federației în acest moment? Președinte este domnul Adrian Ilie. Dar nu el e mâna foarte care... E secretarul general. Secretarul general, da. Da. Cine este? Domnul Dănuț Popa. Dar... A făcut ieri? Nu. Pe asta e cea mai bună întrebare. Întotdeauna medic dentist Felcer, da. Da, deci... Da. Da, ce trebuie? Da, nu știu. Poate vrea, dar... Să reținem, stimați telespectatori. Probabil... Poate vrea, dar nu știu în ce... Și nu are timp. Da, nu știu. Are site Federația Română de Tir? Da, dar nu funcționează. Nu funcționează. Da, mai cunoaștem și alte instituții care nu au site nici la ora actuală. Tot instituții de sport, chiar Direcția pentru Sport a Județului Vrancea nu are încă un site, dar este cu toată altă discuție care o să o purtăm o altă dată. Alina, iată, să spunem, ne apropiem așa de finalul discuției noastre de o oră, așa cum am propus alături de colegul meu, Dan Badiu, aici în Biblioteca Colegiului Național Unirea. Și să spunem că Vrancea, Focșanul are deja acordate titluri de cetățean de onoare câtorva sportive, vorba de Gina Cogean, Valentina Elisei Ardean și cu Simona Cogârlă, dar sportul de Vrancea și emisiunea Sportas de asemenea vom face lobby pe lângă Consiliul Local și Primăria Municipiului Focșani, deci chiar până în Jocurile Olimpice, pentru că de acum știu eu, calificarea la Jocurile Olimpice este o mare performanță. Dacă va mai fi și una ulterioară... Vicecampion mondial. Deci, exact. Vicecampion mondial. Pentru vicecampion mondial. Deci, bă, și tu... Să pune numai la sportul de echipă, dacă să pune... Nu e, dar Gina Gogean, nu, cea, da, Gina a făcut gimnastică. Da, poate e campion olimpic. Nu s-a sesizat nimeni până acum să-ți acorde titlul de cetățean de onoare. Crezi că l-ai meritat, cum comentezi? Da, nu știu. Dacă nu întâlnesc, nu știu care sunt condiții. Da, nu știu. Dacă l-am întrebat pe domnul Dănuț Popa, cred că nu. Dănuț Toma, nu? Sau Popa. Dănuț Popa, cred că nu s-ar îndeplini condiții. Nu știu. Nu, Alina, eu cel puțin și colegii care lucrăm în emisiunea Sportaș și la ziarul Sportul de Vrancea considerăm că acest lucru trebuie să se întâmple cât mai repede. Așa cum... De altfel, Catedra de Educație Fizică a Colegiului Național Unirea, de zilele Colegiului, pe 24 ianuarie, va inaugura Camera Olimpică a Limii Moldoveanu la intrarea în Sala de Educație Fizică și Sport a Colegiului Național Unirea, o cameră care va purta numele tău. Pentru că, apropo de această generație de copii care, la Unirea să zic că nu prea e cazul, avem metodele catedrei care nu prea reușim să fugă de orele de educație fizică, ba din contră ei vin cu mare plăcere. Trebuie să găsești metodele și să te adaptezi momentului, altfel vorba ta, mai ales la Colegiul Național Unirea, unde intră copii cu medie de admitere de peste 9,50, trebuie să-ți adaptezi stilul de muncă și chiar pe educație fizică. Eu mi-aș dori să, ca până la pensie, să mai am ocazia să mai lucrez cu alți copii, așa cum ai fost tu, care să aducă rezultate și iată, de aceea spun, intrarea în sala de educație fizică se va face prin Camera Olimpică a Limii Moldoveanu și probabil că fiecare elev își va pune mereu la fiecare oră întrebarea de ce a Limii Moldoveanu, de ce Camera Olimpică a Limii Moldoveanu și atunci fotografiile și tot ce va fi acolo îi vor determina pe cei care vor să-și scrie la matematică sau să facă altceva în timpul orelor de educație fizică, să spună de ce nu aș putea și eu să ajung cel puțin ca Alin Moldoveanu. Acestea sunt este doar... Este posibil. Deci este posibil, oricui este la îndemână, dacă vrea să muncesc.
Păi fără muncă nu cred că niciun domeniu, dacă nu pui un pic de muncă... Păi fără muncă vor toți. Care e rețeta succesului tău de până acum? Probabil și telespectatorii, copiii, tinerii care ne urmăresc, să nu creadă că la tir te duci, ai băgat muniția... 5 ore pe zi cu arma în brațe, asta vreau, Alin, să ne spui. Cam cât durează un antrenament? Cam 5 ore pe zi, sta nemișcat și tras. Și studiat, și gândit, și stai cu pușca în brațe. După o serie de trageri există posibilitatea unui control, ai o diagramă? Da, sunt țintele. Și când trag pe echipamentul electronic, apare o fișă. Ținta, valoarea focului, poziționarea, da, sunt. Mai sunt și alte aparate electronice cu senzori, unde îți arată și mișcarea, sunt și mai frumoase. Au fost tentații de la mai multe cluburi din țară, din străinătate pentru Alin Moldoveanu? Nu tentații, iartă-mă, oferte. Oferte, evident, au fost și din partea Steaua, când alegerea, când nu știau de alegerea mea. Din străinătate deja trag pentru un club din Germania. Ca voluntar, ca... Este altceva. Da, da. Trag tot cu pușca, dar e altfel de competiție. E cu public, cu... muzică, cu aplauze. În Germania spune că sunt numai puțin de 1.500.000 de sportivi. În afara poligoanelor tradiționale, știu că te-a marcat foarte mult un poligon din Germania. Da, poligonul din München, poligonul olimpic, este foarte frumos. Tot de ce? De ce poligonul din München? Mi-a plăcut mie, am avut cele mai mari rezultate acolo și mi-a plăcut din prima clipă când am intrat. Primul rezultat a fost slab, după care am tras foarte bine și ce recordul național acolo e făcut. Cam câte sportivi pot, sau câte... Da, 100 de locuri, are 50 pe o parte, 50 pe o parte, se trage spate în spate și în mijloc e un spațiu pentru public. Extraordinar. Da, monitoare deasupra fiecărui. Deci 200 de... Nu, 100. 150. Da. Deci este imens. În afară de poligoanele... Și am trăit și 3 serii acolo. În afară de poligoanele tradiționale, există și așa zisele poligoane improvizate de moment? Da. La campionatele europene, 90% din cazuri sunt poligoane improvizate în săl de expoziții. Am tras în... Mai tot fel. Am tras pe un patinoar în Suedia, cu tribune din jur împrejur și în centru au pus ținte la 10 metri, trageți. Ținte electronice, nu e nicio problemă. Lumina e constantă, totul e constant. Totdeauna acest sport... Am tras și pe stadion. Deci am tras pe un stadion. În Finlanda, la Mondiale, în 2002, am tras pe stadion. La proba de 50 de metri era pe... stadion și mai în dreapta erau trambulinele de la sărituri cu schiuri. Deci se poate amenaja în orice... Apropo de sporturile de iarnă, ai pomenit, mă ducea gândul acum la acest sport deosebit, tirul. Un pas mai e până la biatlon. Nu un pas, 1000 de pași. De ce? Păi da, acolo baza e pe schi. E baza schiul. De schiul. Da, dacă nu nimerești ținta, tot degeaba. Alegi mai mult, dar da, nu știu. Bjordan a ratat 3 ținte și tot i-a bătut pe aia pe toți, că aleargă bine pe schiuri. Da, da. Da, deci acolo baza e schiul. Sportul, tirul, așa, ca să alegi mai puțin. Într-una din întrebările pe care ți le-am mai pus cu altă ocazie, te-am întrebat de tirul cu arcul. Ai tras vreodată cu arcul? Nu, n-am tras niciodată cu arcul. Dar n-am tras nici cu pușca de vânătoare niciodată. Și mi-era la îndemână, puteam să trag oricând. Dar nu, am fost curios. Am avut ocazie, când am fost prima oară la Sârb, să trag cu pușca... cu pușca cu 7.62, calibru mare. Da. Nu, am fost curios. Nu, n-am curios de genul ăsta. Ia să încercăm să ne apropiem de finalul emisiunii, Alin, pentru că Dan Badiu îmi face semn, mai sunt doar câteva minute și aș vrea să mă concentrez în întrebările care mi-au rămas astfel încât să terminăm această oră împreună, prima oră din acest an, să dea Dumnezeu, spuneam, să fie cu noroc și pentru tine și pentru noi și pentru telespectatorii care ne urmăresc. Iată, România
își dorește foarte mult obținerea mai multor rezultate. Asta și datorită faptului că un an cu mai multe competiții sportive, spuneam și la începutul emisiunii, pe lângă Jocurile Olimpice mai sunt și campionatele europene de fotbal, unde România de asemenea a reușit o calificare deosebită și așa mai departe. Urmează acel și protocol. Și acolo ne-am lovit de un mare zid. Și de un mare zid. E, bine, acum, știi cum e, outsiderul întotdeauna poate crea, apropo, și de prezența ta și de asta spun că... Sunt doar probleme de scor, vă spun eu. Pentru ei. Nu, să dea Dumnezeu. Eu cred totuși că vom putea face o figură frumoasă, pentru că este o generație care își dorește foarte mult și probabil și-au dat și ei seama, s-au vor convins toți, că pat, e toți. Greu să ajungi acolo, acum că ai ajuns, măcar să faci ceva. Mai puțin noi, în 2000. Apropo, haideți că suntem la capitolul ăsta și văd cât te-ai deschis. Ce crezi că o face România la campionatul european de fotbal? 0-9 puncte. Nu câștigăm niciun punct? N-avem cum. Nu știu. Păi am mai câștigat cu Olanda, am mai câștigat... Da, da. Acolo e altceva. Acolo e altceva. Păi da. E altceva. Cu Italia n-ai cum să iei puncte și nici cu cine mai am, cu Franța. Da. Ce Dumnezeu. Să fim realiști. Adică, na, visăm frumos, dar realitatea e altă. Revenim un pic la concursurile internaționale, am spus că voi face acest lucru, a fost o perioadă, deci ai început să ieși din ce în ce mai des și ai putut să vezi foarte multe lucruri și locuri interesante. Undeva în Statele Unite ale Americii am zis că ai văzut un poligon ceva imens. Da, poligonul de la Fort Benning. E o bază militară acolo. Deci Fort Benning e baza infanterii americane. Și se întinde pe hectare întregi. Hectare întregi. Cam câte linii de ochire au? A, bine. Linii de tragere au vreo 100 la 50 de metri. La aer comprimat au mai puțin. Adică au vreo 60, ceva de genul ăsta. Dar e întins poligonul. Ca să ajungi de la 50 de metri și la 10 metri, să ajungi la 25 de metri, trebuie să mergi cu mașina. Deci faci jumătate de oră pe jos. Deci e întins. Acest sport, tirul există, poate și contează foarte mult echipamentul, ca în orice alt sport. Da, 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 da. Contează foarte armele mult, dar sunt noi cele avem. Care fac diferența în sportul ăsta? Nu, fac diferența dacă nu ai, dar noi avem. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem dotați la maxim. Deci nu asta e problema. Deci nu asta e problema. Nu asta e problema. Deci am avut de 2000. Deci în anul 2000 am avut tot timpul ce a fost mai bun. Deci aici a fost super, din punctul ăsta de vedere. Muniția, de vreo 2-3 ani încoace, am ce e mai bun. Celelalte colaterale care, în pregătire fizică, să ai o masă la prânz, astea, mărunte care mă ajută să mai iau un punct, două în plus. Că grosier sunt unde trebuie. Un punct, două acolo, care să le am sigur, că pot să le am oricum. Cam câte puncte, deci, crezi tu că vor trebui la Jocurile Olimpice de anul acesta pentru obținerea unor medalii? 598. Asta e și obiectivul meu. Cât? 598. Din 509, deci 598 din 600. Am voie să greșesc. Sunt 60 de focuri, da, câte da, 10. Da, da. Dacă trag 598, pot să mă bat pentru medalii. Nu e sigur că obțin, dar în primul rând să trag 598. După aia mai văd. Mi-ai răspuns, vreau să audă și telespectatorii vis-a-vis de forma sportivă. În orice sport, fiecare se pregătește pentru competiția X din data Y, când probabil... Trebuie să am un plafon de formă sportivă foarte înaltă, foarte înaltă, adică peste 595 și asta oricând îmi permite să trag 598. Deci sunt 2-3 puncte care pot să le obțin ușor dacă sunt peste 595 tot timpul. Deci să fie limita de jos. Tot timpul pot să sar. Acum sunt la acest plafon și așteptăm să facă august. Să ajungem în august. Vei zbura, ai zburat foarte mult. Sunt curse preferențiale, vă alegeți cam cu ce curse zburați? Nu știu cum va fi la Olimpia.